Am băgat-o Timișorana, am băiat. Da, adică. I'm loving it. Make chicken. Ce vrei? Make chicken hot sau make chicken chill? Bă, ăla zice, păi vreau amândouă. Partea numărul două. Păi stai, bă, puțin. Băi, pula ta vie. S-ar putea între două să nu te plouă, dar nici bine n-o să fie. Că băiatul de obicei lucra la două tot timpul. Doar că m-am căsătorit, mă credeam fideluț. Atunci eram fideluț. Era mafia rusească. Ba nu, mafia italiană, siciliană. Era în Cosa Nostra. Casa Nostra. Castavora. Casanova. Eram fideluț la gagica mea. Nevastă mea. După aia m-am lăsat de fideluț. Mă futeam. Băgam orgii. Ziceai că sunt la biserica catolică. Că ea bagă pe orgă, mi-e chiar împărți la urmă, în civilizație. La români, mamă, zici că suntem drogați, pula mea, zici că, eu cred că Ponta și cu Băsescu a făcut o constipație, o conspirație. Și le dă amfetamine la ăștia, când face, te duci la biserică, da, bagă amfetamine în tine. Că cafea o fie stimulant, dar nu e chiar atât de stimulant, știi? Bă, o cafea, te drepti, cumva, da. Ce trebuie să bag o vărdoză, bag cât un borcăneti. Ți-am zis că suntem n-am de borcăneti. De sticlar și borcăneti. Când mă duc, iau borcănetul, nu știu ce mâine ce să-l pun, să-mi cumpăr mes. Luăm limes, după am luat la mama să cerșim bani. Și îmi dă un pamper de 30 de lei. Sunt atei. La ăștia se exprimă cu bani. Normal, care cifre? Bă, dar cine îmi dă mie telefon că... Și dacă mi-a dat telefon, degeaba, nu sună. Deci mi-a dat cel mai un telefon care nu sună. E cel mai șmecher telefon. Și e și mișto. S-a făcut abonamentul atât de șmecher. Deci am un prieten la Rom Telecom. Care oriând de internet. Mi-a dat acum, mi-a dat internet. Dar mi-a sculat telefonul. Eu nu pot să vorbesc cu românica. Oriunde dau telefon, nu merge la românica. Dar dacă dau în afară, dau pe afară. La alții merge. Deci, bă, telefonul meu e eșelon. Așa îl cheam. Bonton eșelon. Băi, eșelon. Eșelon. Mă vezi după satelinci? Mă tragi sau mă împingi? Mă vede după satelinci. Sigur, telefonul meu. Bă, o fie el bun la joaie lui, da. Și aparatul lui să fie chiar atât de bun la joaie lui. De-abia formez primele trei cifre și după aia să-mi behe o pizdă Robocop. Deci mi-apare și Robocop bine. Deci pizda de tablă. Îmi apare Robocop și îmi zice Robocop, da, sub formă de gagică. Ca să nu mă sperie la pulică. Acest număr nu e alocat. Dar când am dat
telefon la Americuța? Nu sună al dracu, dar eu, dar al dracu de paranormal ce se întâmplă, sunt anormal. Cel mai anormal, zis, că scrie schizofrenie paranoică, ești perbină la cap. Pac! Și îmi zice, pizda, ea nu la pizda, bă. Că am telefon fix, de la sufix, de prefix. Că am schimbat și-o prefixul anul ăsta. Am făcut 40 de cotolani, l-am depășit pe mine. O l-am murit la 39 de ani, a venit pula, cu floji la bot. Păi știi de ce trăiesc eu? Că și doctorul Doruleț nu știa de ce trăiesc. Păi mă bărbiresc. Eminescu a murit și a lăsat floji la bot. Dar unii cu floji la bot trăiesc. Bă, cred că mă rad în cap. Cred că mă fac chilios. Dar e nasol că eu am denivelări, băi, pe căpățâne. Am capul de formă în rugă. Deci, când era mic, dacă am capul mare, cât de-am mutat. Maică mea, în prima fază, se sperie sărata. Sărea sângiului din căpățâna mea. Dădea cu capul în aragaz. Dădea cu capul. Eu nu știu cum fac, cad în cap. Și acum, când se mor de bac, cad în cap. Este aia ce contuzia mentală. Cred că creierii mei au făcut varză. De când era copil mic, cădeam în cap. Păi e centru de greutate puțin mai sus. Decât la... Dacă am fost anul ăsta, nu înseamnă dovleac. Și atingă, e dovleac cu plăcini, dar... Hai ca să vă învețe J. JJR. Rock and roll. E dovleac plăcintar. Ăla e de plăcinte. E mai moale, mai gustos așa și mai micuț. Și dovleac porce. Noi ghiți ce creșteam. Nu mai dovești porce. Că ea crește mare. Și noi făceam plăcinte de dovleac porce. Nu prea ieșeau echilibrile așa de bune, dar băgam în noi. Pentru a pune nimic. Și când eram la țară, mâncam pâine cu ulei, pâine cu zahăr, băgam în noi orice. Suntem antrenați special, ce servicii secrete, survivor ăla care mănâncă râme și vierni în copaci. Haleam ce găseam și după aceea dădeam și la vecini care unii erau nemâncați. Le dădeam și pâine cu zahăr. Puneai felia de pâine, dădeai cu puțină apă pe pâine, ești băiat de știu ce pula mea. Și puneai zahăr. Mamă, sandwich, mai șmecher ca McDonald's. Cel mai șmecher dintre șmecheri, ia uite. Câte drojdii am aici? Ia hai să fac drojdii, ia să vedem. Cum ai și drojdii astea? Asta e de-un pere. Ia uite, curge și pere. Ioana Gogoana, asta își pune porecle singură. Păi și eu cu porecle singură, eu am zis că sunt nebunul porecle. Ia și dau telefonul tot. Bă, are speaker. Bă, are flash, mute. Eu uite, are și pe mutul. Înseamnă că e cu cainoman telefonul meu. Și pute multe gadgeti, că mutul le da mutul la gadgeti. Și s-au supărat unii. Ia. Hai să-i dau flash. I-am dat flash. Hai să zero, 2, 1, parcă așa se ne face, nu? Vă rog, apelați la 118 floci.
Tata Marița biciclista, a căzut și-a rupt pizda. Și dacă dau telefon la numărul ăla, și ăla e nealocat. Deci am un prieten la România, cum să știu, îl cheamă Sebastian. Nea Săgărceanu, bagă în capul la, că trebuie să mă duc la un vecin acum să zic să iar să vină serviciu. Te faci de căcat, prea vine serviciu la mine, mai ales la Rom Telecom, tot cum. Ești prea excitat. Cred că ai luat Viagra prea mult. Mai abține-te.